După dușul rece de la Reșița, CSM Slatina primește sâmbătă cu începere de la ora 11 vizita echipei din Sfântul Gheorghe ACS Sepsi, situată pe poziția 7 a clasamentului. Antrenorul grupării slătinene și-a pregătit fetele pentru un singur lucru, să obțină toate punctele puse în joc, mai ales că este primul meci din retur pe care handbalistele slătinene îl dispută în fața propriilor suporteri. Sper ca lumea să vină la meci, sunt convins că vom câștiga meciul. Sper ca fetele să facă și un spectacol sportiv pentru dânsii, să ne urmărim interesul de a ne câștiga meciul, să nu ne accidentăm și să ne pregătim pentru meciul de la Timișoara, pentru că mai sunt niște prieteni acolo și trebuie să avem foarte mare grijă la Timișoara. Partida dintre CSM Slatina și ACS Sepsi SIC Sfântul Gheorghe se va disputa în sala liceului cu program sportiv din Slatina. Înaintea disputării acestei partide, echipa slătineană se află pe poziția 5-a a clasamentului cu un total de 24 de puncte contabilizate în clasament.